Atât. V-am explicat, sau poate nu dumneavoastră, că nu întâmplător noi avem o rugăciune de egalizare. Dacă ați fost vreodată la împărtășit, cei care stați la împărtășit, să-l auziți pe preot cu potirul în mână spunând această expresie. Cred, Doamne, și mărsesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel viu care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși. Și pune virgulă. Și începe așa. Dintre care cel din tâi sunt eu? Păi dacă eu sunt cel din tâi păcătos, cel din tâi, locul 1, cine, ce submultipli mai pot fi deasupra mea de păcătoșenie ca eu să am ochi să văd răul din alții, când răul total e asupra mea? Deci mă cobor în submultipli răului. Și ăla e mai puțin rău ca mine, și ăla e și mai puțin rău ca mine, și ăla e și mai puțin rău ca mine. Deci ei merg înspre bunătate, înspre corectitudine. Și când ai spus această rugăciune, ți-ai sfârmat mândria. Ți-ai inhibat sinele la obraznic care plutește și îi se pare că te crezi ceva. Dintre care cel din tâi sunt eu. Și când ajungi la finalul rugăciunii, ce spune? Să-mi fie mie împărtășirea aceasta pentru două lucruri importante. Sănătatea trupului, că toți avem câte o belea. Și dacă am învins sănătatea trupului, dacă am învins sănătatea trupului și suntem în vigoare, facem orice. O betanie, mergem la biserică, ținem casa, creștem copiii, muncim, ne hrănim, lucrăm, comunicăm, ne plimbăm, suntem liberi, avem voiciune, avem tot ce ne trebuie. Și ce poate fi mai important ca asta? Cum e? Unii vor pantofi de aur, alții vor picioare, ca să poată umbla și desculți, numai să le aibă. Și atunci faci diferența dintre nu am și sunt sărac, dintre nu pot și nu vreau, dintre nu știu și nu mă interesează. Când poți privi cerul, n-ai rugăciuni de laudă pentru celor care și-ar dori să-l vadă măcar cum arată, o clip. Nici n-are măcar grad de comparație, să vadă cât de frumos strălucesc stelele, ce frumoase sunt culorile, ce formă și ce culoare are lumina. El stă într-un întuneric. Dar tu ești perfectul, tu ai dreptul la acestea, fără să te întrebi măcar de ce le-ai primit. Și atunci, evident, că dând tu zecială din toate, de fapt nu dai zecială din nimic. Din absolut nimic nu dai zecială. Fariseul din Evanghelie avea conștiința atenuată și puțin echilibrată, scoase colțurile mari, că el știa, bă, am câștigat 100 de lei, 10 am dat la biserică, am câștigat 100 de chile de grâu, 10 chile le-am dat la templu, cum spune el, am dat dejmă din toate. Noi nu facem lucrul ăsta. Noi din cei 100 de lei, de 10 lei luăm un pachet de țigări. Dăm bonusul celuilalt, celelalte urâtănii care ne face rău, nu binele. Cu Dumnezeu nu avem treabă. Luăm 100 de lei, nu uităm să luăm o băutură. Luăm 100 de lei, nu uităm să luăm o revistă pornografică sau alte drăcovenii, ce mai face omul modern. Și atunci, sau un drog, sau o băutură amețitoare, sau alte prostii. Deci n-am putea să spunem că suntem la egalitatea fariseului, care se vedea perfect în imaginea publică. Noi ne vedem perfect în imaginea publică prin relații sistem păianjen. Ați văzut păianjenul când face o pânză, o face ca niște raze de soare și apoi țese în jurul ei cu perfecțiune fiecare fir la o anumită distanță. Așa face și omul. Sunt prieten cu ăla că am nevoie acolo, sunt prieten cu ăla că am nevoie acolo, sunt prieten că am ăla nevoie acolo, sunt prieten cu ăla că am nevoie acolo, sunt prieten cu ăla că am nevoie acolo, sunt prieten cu ăla că am nevoie acolo și face o întreagă rețea. După și cântarea aceea, să nu te legi de cineva, că dai în unul și ții pe doi. Ei,
Aceea nu e perfecțiune. Deci este o imagine publică care se prăbușește ca și castelul de nisip în momentul când sistemul rudimentar de minciună se dezintegrează. Pe oricine îl poți prosti, numai pe Dumnezeu nu îl poți prosti. Și piramida, indiferent cât e de somptoasă, când s-a dus temelia, s-a surpat toată. Așa și aici. Te-ai înălțat până sus, spune Dumnezeu, Capernaume, până la cer te-ai ridicat, dar până la iad te vei coborâ, pentru că, spune Evanghelia, în Sodoma și Gomora, cele două cetăți blamate, șterse cu foc, pierdute de Dumnezeu de pe fața pământului, unde n-a mai fost viață și n-a mai existat niciodată, spune, lor le este mai ușor la judecată decât poporului acesta, pentru că ele n-au văzut minunile care s-au făcut în tine, Capernaume. Deci noi nu putem spune înaintea lui Dumnezeu, Doamne, n-am știut, Doamne, n-am cunoscut, Doamne, nu eram informat, nu există așa ceva. În tot pământul se știe că există Dumnezeu, cu posibilitatea de a nega existența lui Dumnezeu în mintea celui care nu vrea să-L primească. Foarte mulți merg pe vrăjeala lui Blaise Pascal, că dacă nu este Dumnezeu și ai crezut, n-ai pierdut nimic. Dacă nu este Dumnezeu și ai crezut, ești un mare idiot, înseamnă că n-ai știut în ce ai crezut. Eu știu că există Dumnezeu și știu de ce cred în El. Eu cred în Dumnezeu pentru că Apostolul Pavel mi-a spus, mie nu mi-este amănăudat decât în crucea Domnului Hristos. Deci, credința mea este fondată pe o jertfă vizibilă în ochii lumii. Ce a strigat poporul lui Israel acum 2000 de ani? Răstihnește-l, răstihnește-l, răstihnește-l. Eliberați-l pe Baraba și pe el răstihnește-l. Ce argument istoric este acesta în fața omenirii? Că undeva pe cruce stătea un om nevinovat care a plătit pentru păcatele întregii lumi și acela era Fiul lui Dumnezeu. Nu legendă, nu mit, nu povești, nu invenții, nu scrieri apocrife, ci o realitate consemnată istoric în care oamenii au ales între bine și rău după voința lor proprie și au spus nu, pe asta le liberați, pe asta răstigniți-l că ne deranjează. Deci, acesta este Dumnezeu în care cred eu. Și a doua, spune Apostolul Pavel, dacă Hristos nu ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Adică, la ce rost are, dacă eu am mâncat puiul la grătar, purcelul la grătar, mielul la grătar, am strâns oasele, le-am pus într-o punguță, le-am dus în tomberon, le ia mașina de gunoi și le duce la grămada de gunoi și le lasă acolo și le calcă cu buldozerul, se fac pământ, se descompun ca materie și devin iară materie organică. Dacă și trupul meu este așa, pentru ce aș mai avea nevoie de Euharistie, pentru ce aș mai avea nevoie de biserică, pentru ce aș mai avea nevoie de rugăciune, pentru ce aș mai avea nevoie de post și de anumite comportamente de conștiință morală, dacă mie nu mai îmi cere nimeni niciodată socoteală pentru ele. Deci este o absurditate, pe când nu. Pavel vine și îți spune, dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Și Evanghelia lui Ioan, cel care a stat lângă Hristos, ne dă trei argumente. La glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății. Deci vedem că există o lume cerească de unde se dau niște porunci. Punct. Când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, vor învia. Dar nu ei vor învia întâi. Nu toți vor învia întâi. De ce? Vor învia cei ce vor auzi glasul lui Dumnezeu. Cei ce sunt astăzi la liturghie și aud un cuvânt de învățătură, dacă conștiința lor mai lucrează și are puțină rouă a Duhului Sfânt pe ea, poate rodi o faptă bună. Spovedit, împărtășit, comportament moral, viață decentă, smerenie, bună cuvință, omenie. Și noi am făcut o transformare și am înviat din omul mort în omul viu. În schimb,
Spune după aceea, când va suna glasul arhanghelului și trâmbița judecății, toți vor învia. Adică și cei care de acum 2000 de ani dorm în morminte. Și o să spuneți, aduceți argument. A văzut cineva așa ceva? Da. Luați Evanghelia lui Luca și vedeți că stă consemnat și scris negru pe alb de evanghelistul Luca, cel care a fost practic prezent în drumul spre Emaus, când nu înțelegea cine-i străinul care le vorbește cu atâta patos Evanghelia și la urmă s-a ascuns în pâine și ei vin la Ierusalim și spun am văzut pe Domnul, deci nu ne relatează o tâmpenie, am văzut pe Domnul, ce rost avea pentru o minciună să te mai întorci în toiul nopții 30 de kilometri să-i spui la apostoli am văzut pe Domnul, dacă nu era adevărat. Dar l-au cunoscut la frângerea pâinii și aveau două întrebări lăuntrice care îi frământau total. Dar n-aveam noi inima arzând pentru el. Dar când ne povestea nouă Scripturile pe cale, nu eram noi trup și suflet, n-ascultam cu atâta patos, de ce nu l-am cunoscut? Păi nu l-am cunoscut pentru că nu eram trecuți cu sufletul prin starea mistică de curățire, fecioria învățăturii sfinte a Evangheliei care luminează pe tot omul ce vine în lume, cuvântul lui Dumnezeu. Dar când s-a băgat în pâine Iisus și i-au recunoscut binecuvântarea, au știut că-i Domnul. Au mâncat liturgia și au plecat noaptea la Ierusalim să le spună, l-am văzut pe Domnul. Ca drept dovadă că același Domn de aceeași factură s-a dus și s-a arătat prin ușile încuiate celorlalți 12 apostoli, care erau și ei adunați de frica ideilor cu ușa încuiată și cu zăvoarele puse, și în momentul când l-au văzut pe Iisus în mijlocul lor, au înlemnit. Au înlemnit din trei motive. Rușinea cu care au fugit din grădina Ghețimanii, spune Psalmul, și cei de aproape mei departe au stat.